Așa stând în picioare, am ascultat cuvântul Domnului scris în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Luca, capitolul 15, trei versete, începând cu versetul 8, 9 și 10. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă prietenile și vecinile ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-am citit din Evanghelia după Luca stă scris la mijlocul acestui capitol. Întregul capitol 15 din Luca cuprinde trei pilde spuse de Domnul Iisus Hristos: pilda cu oaia rătăcită, pilda cu leul acesta pierdut și pilda fiului risipitor. Vreau să atrag atenția asupra acestor cuvinte care sunt scrise la mijlocul acestui capitol, pentru că pilda aceasta e o pildă diferită de multe altele pe care le-a spus Domnul Iisus. Chiar din acest capitol 15, atât pilda cu oaia rătăcită, cât și pilda cu fiul risipitor, ne vorbesc despre lucruri pierdute undeva în afară, în afara casei, în afara gospodăriei. Dar în mijlocul acestui capitol, aceste trei versete ne spune o pildă scurtă, dar cu un conținut de mare importanță. Ne spune despre lucruri pierdute în mijlocul casei. Dragi frați și surori, dragi tineri, la tineri vorbeam și luni seară din textul acesta din Sfânta Scriptură și poate că, nu poate, dar chiar am să repet acele lucruri pentru că sunt de importanță pentru fiecare din noi. Știți că când merge vorba despre de a găsi ceea ce am pierdut, nu trebuie să căutăm în alt loc decât acolo unde am pierdut. De-am pierdut pe drumul venind la adunare, nu voi căuta să găsesc pe drumul ce duce în centru, pe o altă stradă. Dumnezeu ne amintește și în cartea Apocalipsei ni se spune: adu-ți aminte de unde ai căzut, întoarce-te și pocăiește-te. Dumnezeu vrea ca noi să ne cercetăm pe noi înșine, am anunțit și să vedem că vom găsi ceea ce am pierdut. Eu mi-aduc aminte și spuneam și tinerilor că atunci când eram copil m-a trimis mama să cumpăr carne de la o casă unde se vindea carne. Aveam 10 ruble care erau sovietice și când a trebuit să plătesc carnea nu-mi găseam banii. M-am întors și încetul cu încetul, pas cu pas, foarte atent, mă uitam în dreapta, în stânga, pe cărărușa pe unde am mers. I-am găsit, pentru că am căutat acolo unde am pierdut și am găsit. Vreau să spun că sunt lucruri care le putem găsi, dar sunt lucruri care nu le putem găsi. Prorocul Isaia vorbește din partea lui Dumnezeu către popor, spunând în capitolul 55: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Ei, este o vreme când îl vom căuta, dar nu va fi cu putință să-L găsim? Când îl vom chema, dar El poate fi departe? Mi-aduc aminte de bunelul meu care era în cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că bunica a fost credincioasă mulți, mulți, mulți ani, dar dânsul n-a vrut să primească sau să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Dar într-o bună zi Dumnezeu a trimis un om al lui Dumnezeu, un proroc în casa lui și a spus scurte cuvinte, dar a zis așa: nu vrei în vremea asta să-ți deschizi inima pentru mine, mă vei căuta într-o vreme când voi fi departe de tine. Mă vei căuta într-o vreme în care
nu va fi nimeni să te ajute. Dar să, pentru ca să știi că eu sunt Domnul, să-ți îndrepți privirile înspre mine și am să-ți vin în ajutor. Și au trecut câteva luni de zile și bunelul meu într-o noapte l-au apucat niște dureri de rinichi, a mers la un vecin, a mers la altul, a mers la celălalt, au mers cei din casă să caute o mașină cu care să-l ducă la spital, oamenii erau băuți și n-avea cu cine să-l ducă. În cele din urmă au găsit pe cineva, pe un bătrân, și după ce au ieșit cam la vreo 8 km din sat și au mai rămas încă vreo 7 până la spital, într-o vale s-a oprit mașina și nu mai puteau porni. Nici încoace, nici încolo. Și știți, bunelul și-a adus aminte. Mi-a vorbit omul acela lui Dumnezeu și eu n-am băgat în seamă. Doamne, dar dacă într-adevăr Tu vrei să Te atingi de mine, numai Tu poți să mă scapi. Acolo pe loc, în valea aceea dintre două dealuri, Dumnezeu și-a pus degetul lui și boala lui de rinichi, o piatră care s-a pornit, s-a fost oprit. Dumnezeu a știut cum să o rezolve acolo. Când a venit omul cu mașina gata să meargă la spital, bunea a zis, hai înapoi. Dar ce s-a întâmplat? A venit marele doctor la mine. Și din momentul acela și-a încredințat viața în mâna lui Dumnezeu. Este o vreme când îl putem căuta pe Dumnezeu, dar asta nu va fi totdeauna. Prorocul spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Avem zeci, sute, poate mii de exemple când oamenii au încercat să-L caute, dar era prea târziu. Avem momente în care oamenilor li s-a spus, au fost la adunare, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, au fost chemări la pocăință, au fost o cercetare a Duhului Sfânt și oamenii au zis, voi veni de seară la adunare să-mi iau și familia și împreună ne vom închina lui Dumnezeu. Numai că mergând acasă de la adunare s-a tamponat mașina lor și trei morți deodată. Au vrut, dar era prea târziu. Sunt cazuri și nu vrem să ne speriem cu asta, dar vrem să atragem atenția că Dumnezeu a vorbit. Și spunea fratele Ilie că atunci când Dumnezeu se uită înspre Ieremia și îl întreabă, Ieremia, ce vezi tu? Și zice, eu văd un veghetor. Bine ai văzut, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Însuși Dumnezeu veghează ca cuvântul lui să fie împlinit. De aceea în seara asta vreau să atrag atenția și pentru mine și pentru toți cei care suntem aici în adunare. Că în mijlocul capitolului 15 din Luca este o pildă specială, o pildă deosebită dintre multe altele, care ne spune despre lucruri pierdute în mijlocul casei. Dacă multe alte ne spun despre cele pierdute în afară, asta ne spune despre lucruri pierdute în casă. Vreau mai întâi să ne uităm așa cum e scris aici, pentru că Biblia spune că întâi vine ce-i firesc, apoi vine și ce-i duhovnicesc. Am vrea să înțelegem în mod clar, în mod firesc lucrul ăsta, cum s-a petrecut și ne-l putem închipui că o putem face, se poate petrece cu fiecare din noi. O femeie a avut 10 lei de argint și l-a pierdut pe unul din ei. Când a văzut că a pierdut un ban, o valoare, a încercat să-l caute și spune Sfântul Cuvânt, primul lucru ce a făcut, a aprins o lumină. Dragi frați și surori, nu știu dacă cuiva folosește lumina atunci când e ziua, când se vede. Lumina se aprinde atunci când e întuneric. Vă puteți închipui de odaia, de cămăruța aceea a acelei gospodine, că era întuneric. Primul lucru care a trebuit să-l facă și a știut, a înțeles, a aprins o lumină. După aceea spune că a măturat casa. Înseamnă că era o mizerie acolo, o murdărie acolo. Și poate prin lucrurile care nu erau aranjate la locul ei, poate era nu chiar cea mai bună gospodină, sau poate a fost încurcată cu multe altele treburi și banul acela s-a pierdut printre multe altele. Dar după ce a aprins lumina, a văzut că nu-i ordine, că-i mizerie, a luat mătura și a început să măture, să facă curățenie, până când în cele din urmă, după ce a curățat odaia, și-a găsit și banul și apoi și-a chemat vecinile, prietenile și-a făcut
făcut o sărbătoare în cinstea acelui ban găsit. Cam înțelegem ce se întâmplă, că se poate întâmpla cu fiecare din noi. Nu vreți să ne îndreptăm privirile de data asta înspre lăuntrul nostru, să vorbim despre o altă casă, despre o altă cămară, fie că e inima noastră, fie că e casa lui Dumnezeu în care suntem și despre care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă spunându-ne că casa lui Dumnezeu sunteți voi, ca niște pietre vii sunteți chemați ca să alcătuiți o casă duhovnicească, un templu al lui Dumnezeu. Vreau să te întreb și nu te supăra, dar primește în mod personal întrebarea asta și cugetă asupra ei, roagă-L pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, sau dă-i voie ca El să-și facă lucrarea Lui acolo, eu la mine, dar și tu la tine. Noi constituim o valoare care nu poate fi, nu se poate egala cu nimic în lume. Știți că Sfânta Scriptură spune că ce-ar câștiga, ce-ar folosi un om dacă ar câștiga toată lumea în schimb și-ar pierde sufletul? Sau ce preț ar da omul în schimb pentru sufletul lui? Atât de mare e valoarea sufletului nostru. Biblia spune că nu se poate răscumpăra cu nimic. Răscumpărarea lor este atât de mare că nu se poate face niciodată. Și pentru că întreaga valoare a bogăților pământului nu era în stare să facă răscumpărarea sufletului omenesc, pentru că era suflare din Dumnezeu. E din Dumnezeu, de aceea are atât de mare importanță. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Noi, eu și tu, constituim o valoare enormă, pentru care l-a costat pe Dumnezeu să-L dea pe Fiul Său de preț de răscumpărare, ca să ne aibă în împărăția Lui. De aceea El nu ne dă cu niciun chip. De aceea s-a jurat și a zis, cu niciun chip eu nu vă voi lăsa, nu vă poate smulge nimeni din mâna mea, nu vă poate despărți nimeni de dragostea Lui Dumnezeu. Pe lângă asta, în noi Dumnezeu a sădit încă și altele multe valori pe care le cunoaștem noi dacă ne cercetăm. În casa lui Dumnezeu, atât eu cât și tu, care suntem o valoare, avem valori dumnezeiești, avem daruri dumnezeiești, care pot fi folosite spre gloria lui Dumnezeu, care pot fi folosite pentru mântuirea oamenilor, care pot fi folosite pentru încurajarea altora, pentru mângâierea unui bolnav, pentru ajutorarea unui necăjit, pentru sprijinirea celui slab, și multe, multe, multe altele, numai că s-a întâmplat ceva. Din nevegherea și neatenția noastră ne-am dedat cu păcatul. Și ce spune Biblia? O, cât de bine știi tu să-ți așezi treburile atunci când merge vorba despre ceea ce-ți place ție, până și cu nelegiuirea te deprinzi. Până și cu păcatul te obișnuiești. Ne-am lăsat în leagănul acesta al plăcerilor vieții pe care o trăim, nu ca păgânii, nu ca cei din afară, avem noi a noastră a pocăiților. Ne permitem întâi cuvinte, gânduri, fapte, dar care aduc întunericul în lăuntrul nostru, apoi în jurul nostru și poate chiar și în casa lui Dumnezeu, care ne umplă inima cu murdării, cu fleacuri de nimic și apoi casele noastre, familiile noastre și în cele din urmă murdăresc, pătează, întinează biserica întreagă. Auziți? Hai să luăm exemplu de la femeia aceea, gospodină, nu prea gospodină, dar când a văzut, când a realizat că a pierdut banul și trebuie să-l regăsească, întâi și întâi a aprins lumina. Dați-mi voie să vă spun că în seara zilei acesteia, atât eu cât și tu, în casa lui Dumnezeu, nu suntem la întâmplare. Nu suntem nici chiar din obișnuință, chiar dacă crezi că ești obișnuit cu asta și de aceea ai venit. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu m-a adus pe mine și te-a adus și pe tine și a adus și pe copil și a adus și pe bătrân, pentru că vrea încă ceva să mai facă în viața noastră. El vrea să caute valorile pierdute.
pierdute de noi, dar pentru care atât de scump a plătit Domnul. El vrea să caute și să le regăsească, ca să le readucă, să poată fi din nou folosite spre gloria lui Dumnezeu. Că banul acela ce ai în buzunar are aceea valoare ca și acela care e sub pat, numai că nu poate fi întrebuințat, pentru că e în mijlocul murdăriei, pentru că l-ai pierdut, pentru că nu e în mâna ta. Vreau să spun că valoarea ta este egală. Nu ți-ai schimbat din valoare, numai că nu mai ești în mâna lui Dumnezeu. Nu te poate folosi Dumnezeu unde are nevoie El, unde vrea El, din pricina murdăriei și a întunericului care a pătruns în inima a mea sau a ta. Hai să facem ca femeia cea gospodină, să lăsăm în seara asta pe Duhul Sfânt să aprindă o lumină și zică ce ori zice alții, eu vreau să-mi mântuiesc sufletul, eu vreau să-mi salvez viața, eu vreau să-mi regăsesc valorile și ce pentru ce a plătit Dumnezeu să nu dau cu piciorul. Aprinde lumina aceasta, adu lumina lui Dumnezeu în mintea ta, în inima ta, mănâncă această carte, acest cuvânt al lui Dumnezeu, stăruiește asupra lui zi și noapte, zicea Iosua, caută să te îndeletnicești în totul cu ea și făcând astfel vei izbuti în tot ce vei începe. Măriți să fie Domnul! După ce se aprinde lumina asta, încearcă să faci rânduială, să mături, să scoți gunoiul care ți-a intrat prin minte, în urechi, prin ochi, prin vorbă, prin faptă, prin obișnuință, prin viață de zi cu zi, scoate afară gunoiul ăsta. Știți ce spunea Dumnezeu prin Apostolul Pavel? Dacă cineva se curățește, poate fi folosit ca un vas folositor pentru o lucrare de cinste. Hai, lasă că în seara asta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aprindă lumina în inima, în mintea ta. Apoi lasă-L pe Duhul Sfânt prin cuvântul Scripturii, prin cântări, prin recitarea copiilor. Lasă să înceapă curățirea aceasta a inimii tale. Scoate gunoiul și murdăria afară. Mătură toate astea și vei găsi, vei vedea valorile lui Dumnezeu pe care nu le-ai întrebuințat de multă vreme, de care nu s-a putut folosi Dumnezeu pentru că nu erau la locul potrivit, de care nu le-ai putut folosi pentru folosul oamenilor, pentru că ai fost în mijlocul lor. Vorbeam odată cu unul dintre tineri și l-am întrebat, zic, tu ai 4 prieteni, prieteni foarte buni, ca frați. Spune-mi, de ce nici unul niciodată nu vine la adunare, nu l-ai invitat niciodată? Și tânărul ăsta a plecat capul și a zis, chiar să-ți spun, băi, da, sigur, te întreb și vreau să știu, nu i-ai invitat? Și a zis, nu-i pot chema niciodată. De ce? Spune, săptămână întreagă îs cu ei la aceleași prostii, la aceleași glume proaste, la aceleași cuvinte nefolositoare și mai aveau încă o obișnuință, se ocupau cu luatul, să nu zicem cu furatul. Cum pot să îndemn pe ei când mă văd pe mine în același gunoi, în aceeași murdărie? Dragi frați și surori, vreau să vă spun ceea ce spuneam și tinerilor luni seară. Pe întuneric, atunci când e întuneric, când nu e aprinsă lumina, lucrurile seamănă unul cu altul, par la fel, dar când se aprinde lumina, se vede cine și cine îi. Pe întuneric, prin întuneric, când trăiești în întuneric, ți se pare că răul pe care îl faci nu-i chiar rău, că negru ăsta, că demonul ăsta nu-i chiar negru, că ispita asta, că păcatul ăsta nu-i chiar atât de ispită și păcat. Vreau să spun, zona asta de conflict între alb și negru, surul acesta, e măsura asta unde joacă diavolul și prinde mreaja lui pe copiii lui Dumnezeu. Auziți, nu vreți cu ajutorul lui Dumnezeu ca în seara aceste zile să apăsăm pe butonul ăsta, să aprindem lumina lui Dumnezeu?
Nu vrei să lași în seara asta inima ta deschisă prin cuvântul mărturisirii de pocăință, ca Dumnezeu prin mătura Duhului Sfânt să facă curățire în inima ta, în conștiința ta, ca apoi să vină în familia ta bucuria, ca apoi să vină în mijlocul copiilor, a fraților, a surorilor bucuria, ca apoi să vină bucuria despre care spune Scriptura aici că a avut păstorul ce a găsit una din cele 100 care erau pierdute, pe care a avut o femeie aceasta care și-a găsit unul din cei 10 bani pe care l-a pierdut, pe care îl poate face, o poate avea Dumnezeu în ceruri, pentru că și tu te-ai hotărât să nu mai întrebuințezi valorile lui Dumnezeu spre slava celui rău. Fie ca numele Domnului să fie onorat, dar atât eu cât și tu să iei o decizie bună azi, că mâine se poate întâmpla să fie târziu. Bunul Dumnezeu să îndure de noi. Amin.